Povestea lui Nor și Norișor A fost odată ca niciodată, în cea mai frumoasă zi a unei verzi strălucitoare, cu mult verde care păstra încă roa de dimineață în frunze, un norișor mic și pufos. Nu știa cum ajunsese pe cer și nici nu se întreba, doar se bucura de tot ce vedea în jur și mai ales cel mai mult îl încânta să privească în jos. Era vrăjit de spectacolul oamenilor din orașul cel mic, asupra căruia le nevea. Fiecare mai grăbit, mai vesel, mai trist, mai zgomotos, mai tăcut, mai determinat decât celălalt. Erau atât de diferiți. Jocurile copiilor îi se păreau extraordinare. Se putea uita la ele la nesfârșit, cel puțin până nu-i chema părinții la masă pe copii. Zilele treceau liniștite, soarele îl încălzea de dimineață și îi dădea poftă de viață. Zumzetul orașului îi încânta uzul și culorile uimitoare îl fermecau zilnic. Nu avea niciun prieten însă. Era singur ca în prima zi. Încercase să se împrietenească cu o vrăbiuță care se rătăcise în zbor mai sus decât restul, însă vrăbiuța nu-l băgase în seamă, trecu efectiv pe lângă el de parcă nu ar fi existat. Chiar îl atinsese un pic în viteza ei și îi lua cu ea un pic din puful de norișor. Acum arăta un pic diferit, ca și cum ar fi avut o mică tortiță în partea dreaptă, în rest era rotund. De atunci nu îi mai plăcea de vrăbii și nu mai era încântat când trecea vreo pasăre, doar se feria din calea lor. Era clar că păsările erau niște ființe cu misiuni foarte urgente și speciale și păreau egoiste mai bine se înțelegea cu oamenii. Erau oameni care se uitau la el ore în șir și atunci simțea ca și cum vorbea cu ei, le auzea gândurile îngrijorate sau declarațiile de dragoste ascunsă. Și le primea fericit pe toate, fiindcă îi alinau singurătatea. Când se trezi din somn într-o dimineață, își dădu seama panicat că totul în jur era schimbat, nu mai avea de desubt orășelul drag, ci o câmpie galbenă și în jurul lui erau și alții ca el, nori mari, rotunzi, alți nori ciudați, cu forme nemai întâlnite și alți nori colorați spre gri. În văzduh își făcea de treabă vântul, jucându-se cu norii grăbindu-i ba la stânga, ba la dreapta, ba îi modela de zor mântru de realizările lui. Norișorul cel mic se ținea cât putea să nu-l tragă vântul, însă nu se putu bate cu vântul și se trezi ca, că intră zăpăcit într-un alt norișor pufos. Hei, ce se întâmplă aici? Nu te poți uita și tu pe unde mergi? Sipa la el, iritată, norișorul mic, fetița în care intrase norișorul nostru. Îmi cer scuze! Vântul m-a luat pe sus și m-a aruncat în tine!" Își ceru scuze norișorul bine educat. Și dacă îți cer scuze, crezi că s-a rezolvat totul? Uite ce mi-ai făcut la puf! L-ai ciufulit de tot!" Îmi pare rău că ți-am ciufulit puful!" mai încercă odată norișorul. Tu nu înțelegi că ai un comportament îngrozitor?" Țipă în continuare fetița norișor. Nu înțeleg ce vrei să spui," începu să se apere norișorul. Cum adică nu înțelegi? Cât de prost poți să fii?" urla fetița înnegrită toată la el. Te rog să nu mă jignești, că și eu sunt ciufulit ca și tine și nu o iau razna țipând la toți norii cum faci tu. O iau razna, o iau razna, gata! Asta mi-a pus capac. Supărată foc, norișorul fetiță a început să-l împingă pe norișorul mic cu toată forța ei și între ei aerul se schimba deodată. Toți ceilalți nori începură să se agite în jurul lor. E tot ea? Se ceartă mereu cu toată lumea. Ne-a zăpăcit de tot. Nu o suportă nimeni. Of! Mereu plouă din cauza ei. Norișorul mic nu înțelegea ce se întâmplă. Vedea doar că între el și fetița norișor aerul s-a aprins și coboară o rază de foc în jos. Apoi încă una și încă una. Nu era frică de ele, doar se uita la ele ca prost. Fulgera acum. Of, și fulgere! Eu nu mai vreau să o văd, Fetița era din ce în ce mai tristă și, văzând reacția norilor din jur, începu să plângă, întâi doar două lacrimi și apoi începu să plouă cu găleata, peste valea galbenă de dedesubt. De ce frumoase sunt fulgerele, spuse băiatul fără să vrea. Fetița l-a auzit și început să plângă și mai tare. Cum poți să zici că sunt frumoase? Nimeni nu le vrea, toți norii mă urăsc și plângea de zor cu picături groase de apă din ce în ce mai dese. Eu le văd pentru prima oară, dar mi se par superbe. Aveam impresia că sunt raze de soare sau de foc. Sunt foarte frumoase. Da, chiar sunt frumoase. Da, sunt frumoase. Dar de ce plângi? Din cauza mea? Nu plâng din cauza ta. Țipa fetița norișor la el deodată. Dar atunci Întrebă norișorul nedumerit Plâng de supărare, fiindcă sunt mereu singură. Niciun nor nu vorbește cu mine. Eu am vorbit cu tine și tu te-ai supărat pe mine, fiindcă ești primul nor cu care vorbesc și mi-ai stricat puful. Și tu ești primul nor cu care vorbesc," recunoscu norișorul. Până acum doar mă uitam la oamenii în orașul deasupra căruia eram. Nu era niciun nor în jur. Eu am fost mereu lângă alți nori, însă toți rădeau mereu de mine și min nimeni nu voia să vorbească cu mine, fiindcă tunam și plângeam mereu. Mai ești supărată pe mine?" Nu mai sunt supărată pe tine." recunoscu fetița norișor umflată după plâns. Atunci vrei să fii prietena mea? întreba norișorul sincer. Norișorul fetiță se înroși deodată. Era prima oară când avea un prieten. Da, șopti ușor. Ce mă bucur, spuse norișorul încântat. După ploaia puternică, străluci soarele, luându-le ochii celor doi norișori. Ceilalți nori plecară duși de vânt, însă cei doi norișori nu mai voiau să se despartă și se luaseră de mână să nu se piardă unul de celălalt. O mamă și o fetiță mergeau de mână spre casă, când fetița exclama cu privirea mărită de uimire spre cer. Uite, mamă, o inimioară norișor!" Vai, așa e scumpa mea, ce frumoasă e! Și-am încălecat pe o și-am spus poveste așa, și-am încălecat pe un nor, și v-am spus un vis de dor.